Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, în sărbătoarea Epifaniei Domnului l-am lăsat pe Iisus în brațele Mariei, alături fiind și Sfântul Iosif. Îl regăsim astăzi, aproape după 30 de ani, cerând și insistând să primească și el botezul în râul Iordan din partea lui Ioan Botezătorul. Dacă ar trebui să facem o rânduială cronologică în viața lui Iisus, avem, desigur, nașterea, avem primele momente ale copilăriei, dar urmează 30 de ani de tăcere absolută. Ce a făcut Iisus în acești 30 de ani? Aici avem și un mister, dar avem și o explicație. Iisus a venit și a stat pregătindu-se pentru viața publică, în căsuța din Nazaret, asemenea oricărui om, muncind, ducând din greu viața de zi cu zi. Și aici se arată că, într-adevăr, El a venit să fie ca noi oamenii, în afară de păcat. Și regăsim apoi finalul vieții sale, atunci când evangheliștii relatează despre patima, despre moartea pe cruce și învierea lui Iisus. O viață a lui Iisus care, pentru noi, înseamnă că a venit pe lume, s-a născut, a trăit printre noi oamenii, în solidaritate cu noi oamenii, dar a murit și a înviat pentru mântuirea noastră, pentru că pentru acesta a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ, să ne aducă viața adevărată. Reflectând asupra episodului din Evanghelia de astăzi, în care îl vedem pe Ioan Botezătorul, botezând mulțimile în râul Iordan, era un râu, era un botez de purificare și la popoarele din Antichitate erau multe asemenea ritualuri de purificare prin apele Nilului, Tigrului, de exemplu, dar și al Iordanului, în care gestul cufundării în apă era însoțit de un îndemn sever la pocăință. Pocăiți-vă, convertiți-vă, pentru că Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, spunea Sfântul Ioan Botezătorul. Poate vă amintiți din când ați vizionat filmul Viața lui Iisus de Zeffirelli, acest Ioan Botezătorul strigând și parcă amenințând pe cei care erau în jurul lui să facă drumurile drepte, căile drepte, să pregătească calea Domnului, dar mai ales să se lase convertiți. Și cei care înțelegeau acest mesaj coborau în apele Iordanului și acolo primeau această spălare rituală de purificare. Nu era un botez propriu-zis. Vine și Iisus și se așează în rând cu ceilalți oameni. Ne închipuim așa cum ar sta un episcop, un preot, la rând, la spovadă, așteptând cu toți ceilalți oamenii ca să vină rândul pentru a se spovedi. Ne gândim de multe ori că poate preotul, episcopul nu ar trebui să stea la rând sau că nu ar avea nevoie. Ba da, are nevoie și episcopul și preotul de spovadă, dar fac această asemănare gândindu-ne la Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, era fără păcat și s-a așezat în rând cu păcătoșii, acceptând acea învățătură severă a lui Ioan și apoi intrând și el în apele Iordanului pentru a se lăsa spălat de acea apă. Nu avea nevoie de botez, era Fiul lui Dumnezeu, nu avea niciun păcat, nu avea păcatul strămoșesc, dar a insistat, lasă acum să se facă așa cum este bine. De ce? Pentru că Iisus a venit să fie unul dintre noi oamenii. Faptul că era la rând cu ceilalți oameni păcătoși, faptul că a coborât și el în apele Iordanului, ne arată tocmai această solidaritate profundă a Fiului lui Dumnezeu cu noi oamenii. Aici este, sigur, un aspect foarte important pentru noi, pentru că dacă ne întrebăm de ce Iisus a trebuit să se boteze, pentru a arăta că Dumnezeu procedează în modul Său pentru a mântui lumea.
El nu a venit, Iisus nu a venit să condamne lumea, nu a venit să judece lumea, nu a venit să strivească omul, nu a venit să elimine omul, dar a venit să-i redea demnitatea. Și o face coborând Dumnezeu la nivelul omului, pentru ca pe om să-l ridice de la nivelul de căzut în urma păcatului strămoșesc și a păcatelor nenumărate, să-l ridice, să-i redea demnitatea de adevărat Fiul al lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu este faptul că se pune în mijlocul oamenilor. Acest gest al lui Iisus simplu, de a merge fără mare zgomot și de a se lăsa cuprins de mulțimile care îl cunoșteau sau nu îl cunoșteau, dar era și el parcă un anonim care aștepta acest moment al ritualului botezului purificării. Nu s-a rușinat, spunând că El este Dumnezeu și nu se coboară la nivelul unui om simplu sau păcătos. A făcut, fără nicio reținere, acest gest de a se umili. Și avem această descriere frumoasă din partea Sfântului Apostol Paul, s-a umilit pe sine, făcându-se asemănător nouă în afară de păcat. Este unul dintre noi, Iisus. Este om adevărat ca și noi, dar mai presus de toate știm că este Dumnezeu adevărat și tocmai acest gest al lui Dumnezeu adevărat de a coborâ, de a se umili, este pentru noi o lecție, pentru că trebuie să înțelegem misterul venirii Fiului lui Dumnezeu este tocmai de a ne ridica din nou la starea fiilor lui Dumnezeu. Așa acționează Dumnezeu. Așa a voit să procedeze Dumnezeu cu Fiul Său prea iubit. Ne spune, nu un cuvânt nou, dar vrea să ne ajute prin acest gest al lui Hristos să înțelegem că avem nevoie cu toții să acceptăm propunerea de mântuire, oferta pe care ne oferă Dumnezeu ca să ieșim din sărăcia noastră, să ieșim din mizeria noastră, să ieșim din păcatele noastre. Iisus vine și este mereu în mijlocul nostru. Unde doi sau trei se adună în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor, spune Hristos. Dar știm că la fiecare celebrare, Hristos este mereu prezent și vrea să fie totdeauna o încurajare să facem pasul hotărâtor pentru a ne schimba viața. La botezul lui Iisus s-au întâmplat trei lucruri, așa cum ne relatează evanghelistul Matei, Evanghelia pe care o proclamăm în acest an liturgic, anul A. S-au deschis cerurile. O imagine pentru a spune că Dumnezeu și omul, mai înainte divizați, separați, parcă o distanță imposibilă de refăcut, iată, se deschid cerurile și parcă Dumnezeu vrea să vină acum în întâmpinarea omului, vrea să-l întâmpine pe om. Acest cadru sugestiv prezentat de evanghelist ne arată că Dumnezeu, dincolo de sărăcia noastră, de mizeria noastră sufletească, nu vrea moartea noastră, dar vrea să vină în ajutor. Și iată simbolismul acesta al cerurilor deschise. Se deschide și Dumnezeu parcă privește spre fiecare om, spre fiecare creatură. Acum, poate în Vechiul Testament era acea distanță și acea atitudine totdeauna parcă potrivnică a lui Dumnezeu împotriva omului. Cerurile se deschid. Bunătatea lui Dumnezeu parcă se revarsă din cerul deschis asupra oamenilor. Iată ce vrea să simbolizeze acest gest relatat de Sfântul Evanghelist Matei. Apoi avem imaginea porumbelului, în momentul în care Iisus, după insistențe multe, coboară în ape și în sfârșit Ioan toarnă apă pe capul lui Iisus, nu că ar fi avut nevoie, dar acest gest de solidaritate, iată, un porumbel se arată deasupra capului lui Iisus, un simbol al Duhului Sfânt, dar în același timp porumbelul ne amintește de sfârșitul potopului, atunci când un porumbel a venit cu o ramură de măslin, simbol al păcii. Porumbelul care se arată deasupra lui Iisus și parcă vrea să spună, a sosit
momentul să facem pace cu Dumnezeu. Este momentul în care să ne împăcăm cu Dumnezeu. Un semn prevestitor, dar știm că un porumbel este și un simbol al Duhului Sfânt, a treia persoană a Preasfintei Treimi, care s-a manifestat la botezul lui Iisus. Și apoi, glasul din cer, care a răsunat. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Este glasul Tatălui. Iată cele trei persoane ale Preasfintei Treimi într-un moment deosebit. Fiul care este în apă, Tatăl care vorbește din cer, porumbelul care stă deasupra lui Iisus. Dar poate semnificația acestor cuvinte care răsună din cer, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, poate am putea să-i dăm o traducere așa mai pe înțelesul nostru. Bravo, Fiul meu, sunt mulțumit de tine, ai făcut un lucru frumos, ai mers să te așezi în mijlocul păcătoșilor. Bravo, Fiul meu, așa am putea poate traduce acest gest al Tatălui care spune, în tine mi-am găsit plăcerea, adică sunt mulțumit că faci voința mea mergând pe pământ, ca să-i ajuți pe oameni. Iisus, într-adevăr, a venit să descopere fața umană a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este undeva îndepărtat, se uită de la distanță la oameni, dar vine mereu prin Fiul Său pentru a arăta chipul Său, bunătatea Sa de Tată față de toți oamenii. Pentru că, într-adevăr, fața lui Dumnezeu care strălucește pe fața lui Iisus este o față de iubire, o față de milă, milostivire, o atitudine de iertare, o atitudine de primire. Iată ce ne revelează sărbătoarea de astăzi. Un Dumnezeu în trei persoane, dar un Fiu trimis ca să ne arate cine este Dumnezeu și ce anume așteaptă Dumnezeu din partea noastră. Dar sărbătoarea de astăzi, dincolo de contemplarea misterului, botezului lui Iisus, este și o invitație de a reflecta și asupra botezului nostru. Pentru că și noi, într-o zi, am fost botezați și într-o zi am putea spune că a răsunat un glas spunând pentru fiecare dintre noi, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Și de atunci am fost investiți și noi cu o misiune deosebită. Botezul nu este numai un ritual pentru a impune numele unui copil și pentru a-l înregistra în registrele parohiale. Botezul în antichitate se conferea la o vârstă adultă, atunci când omul era conștient să înțeleagă ce se petrece în momentul în care cerea să fie botezat după o pregătire de catecumenat care durea mai mult timp. În noapte de Paști, acești oameni adulți erau botezați. Astăzi sunt părinții și nașii care conștientizează acest moment al botezului, dar sărbătorile acestea pe care le avem, cum este botezul Domnului sau Vigilia Pascală, când ne reînnoim făgăduințele de la botez, sunt o chemare ca să înțelegem că și noi am primit un botez prin care, iertându-ne Dumnezeu de păcatul nostru strămoșesc, sau ceilalți care se botează poate la o vârstă mai înaintată, să-și dea seama că au devenit fii ai lui Dumnezeu. Fiul meu ești tu, de astăzi îmi pun încrederea în tine. Din acea zi ai și tu o misiune în biserică și documentele recente ale bisericii spun așa de frumos că orice botezat este și preot, o preoție a tuturor credincioșilor, este și profet, fiecare nu profet de a prevesti viitorul, dar prin fapte, prin comportamentul corect, să arate credința în Dumnezeul cel adevărat. Suntem un neam, un popor al lui Dumnezeu prin botezul nostru. Și astăzi, dacă ne întoarcem cu gândul la botezul nostru, Sfântul Părinte Papa Francisc a insistat de atâtea ori să
ne gândim și la ziua în care am fost botezați. Este o zi importantă, nu numai ziua de naștere, pe care o sărbătorim de cele mai multe ori. Este ziua botezului, când am devenit cetățeni ai cerului, am redevenit fii ai lui Dumnezeu și este importantă această dată. De aceea, astăzi, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat acest dar al botezului și că putem să ne numărăm printre copiii săi și să formăm acest popor sfânt al lui Dumnezeu. Lumea de astăzi cere creștinilor să rămână creștini, spunea un teolog. Dacă ne uităm în jurul nostru, parcă mulți au uitat că au primit botezul. Mulți parcă nici nu au fost botezați, dacă ne luăm după comportamentul lor. Este nevoie ca lumea de astăzi să vadă în toți cei care vin în biserică și cei care spun că sunt creștini, să fie într-adevăr creștini coerenți. În Occident, dar poate și în ambientul nostru, parcă vedem o descreștinare. Mai puțini oameni la biserică, mai puțini oameni preocupați de Dumnezeu, mai puțini oameni care să se preocupe de cele importante ale sufletului. Apare așa o indiferență, poate, de multe ori, iar omul se trezește doar la anumite sărbători când își amintește că este creștin, la Paști sau la Crăciun sau la un pelerinaj. Noi suntem creștini 100% și în orice moment, din momentul botezului și de atunci trebuie să apară această coerență în viața noastră de a ne trăi credința. Filozoful Jacques Maritain spunea, sigur că nu intru prea mult în a explica toți termenii pe care îi spune, spunea, dacă într-un timp ajungeau 5 argumente pentru a explica existența lui Dumnezeu, astăzi omul reține că acestea sunt insuficiente și vrea un al șaselea argument, cel mai complet, cel mai autoritar, viața celor care cred în Dumnezeu. Cele 5 argumente din Sfântul Toma care se referă la explicația că există un Dumnezeu la originea tuturor lucrurilor și mișcarea din natură și ordinea care există. Dar iată, Jacques Maritain spune că avem nevoie astăzi poate mai mult de cele 5 argumente, ne uităm la creștinii cum trăiesc și atunci creștinii pot să spună într-adevăr, iată, un creștin adevărat, un botezat adevărat. Iubiți credincioși, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul că suntem creștini, dar în același timp să cerem și harul său pentru a fi coerenți, gândindu-ne la gestul sublim pe care l-a făcut Dumnezeu, trimițându-L pe Fiul Său să se facă unul dintre noi în afară de păcat, dar ca să ne arate cum trebuie să ieșim din păcat. Și astfel vom avea bucuria mereu că trăim într-adevăr în conformitate cu crezul, dar mai ales cu acel gest pe care părinții și nașii l-au făcut cu noi în ziua în care ne-au adus în biserică pentru a fi botezați. Amin.